Pereții pasajului subteran din centrul capitalei, care în această vară au fost izolați cu polistiren, sunt deja distruși. Autoritățile au anunțat anterior că este un material de construcție rezistent, iar acum ei afirmă că după finalizarea lucrărilor efectuate de către antreprenor, calitatea acestora va fi verificată minuțios. Între timp, oamenii se plâng că sunt nevoiți să traverseze pasajul subteran prin întuneric. Pe la ora 10 dimineață, într-o zi de lucru în pasajul subteran, nu am surprins niciun muncitor, ceea ce ne face să credem că lucrările vor dura numai puțin de 24 de luni, perioadă stabilită în contractul încheiat cu firma de construcții. Deși proiectul de renovare ar trebui să se încheie până în vara anului 2024, administrația Preturii Centru speră că pasajul subteran va fi inaugurat după reparație cel târziu în vara viitoare. În prezent, trecerea subterană nu are lumină, în schimb au fost instalate camere de supraveghere video. Mulți dintre oamenii cu care am stat de vorbă au spus că lucrările sunt tărăgânate și se efectuează de mântuială. Ne-am bucurat că au început să o renoveze, dar lucrările sunt tărăgânate, lucrează câte 2 ore pe zi. Lumină nu avem și este mizerie. E înfricoșător. Nu știu pe unde calc, nu este vizibilitate, nu e sigur. Licitația a fost câștigată de către compania care în urmă cu 2 ani a reparat complexul Memorial Eternitate. După niciun an, în mai 2021, muncitorii au revenit la Memorial pentru a face noi lucrări de reabilitare. Asta după ce de pe pereții complexului s-a măcinat și a căzut vopseaua. Acum, pentru lucrările efectuate în pasajul subteran, compania oferă o garanție de 5 ani. Pretorul sectorului centru, Vadim Hâncu, spune că la final calitatea lucrului va fi apreciată de către specialiști. Atâta timp cât lucrările sunt în proces, asta este un șantier de lucru, iar lucrările vor fi monitorizate, verificate și predate ulterior de către responsabilul tehnic, care este la fel contractat de către pretura sectorului centru. În cazul în care astăzi sunt careva neconformități, ele nu vor fi acceptate, iar ceea ce a fost distrus, asta este doar din contul agentului economic. Pentru modernizarea pasajului subteran au fost prevăzute 9 milioane de lei. Autoritățile spun însă că lucrările vor costa mai puțin.